Galateni, capitolul 5, versetul 22, și apoi vom citi din Romani, capitolul 5, primele 11 versete. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Romani, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba, mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi, încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom discuta despre bucurie ca roadă a Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că împreună cu soția și alți frați din biserică am avut bucuria să fim în weekendul care a trecut la Chicago, unde am sărbătorit împreună cu Biserica Philadelphia 50 de ani de existență acestei biserici. Ne-am bucurat să ne amintim foarte multe lucruri și ne-am bucurat să întâlnim frați pe care nu i-am văzut de multă vreme. Vreau să încep cu o mică povestioară. La terminarea predicii, unul dintre frați i-a spus pastorului: frate dragă, ați predicat așa de minunat, cred că sunteți mai deștept ca Einstein. Omul s-a bucurat toată săptămâna de un asemenea compliment, dar s-a gândit el: mă, oare ce a vrut să spună fratele ăsta? Duminica următoare l-a întrebat: vă aduceți aminte că mi-a spus că sunt mai deștept decât Einstein? Da, desigur. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Zice: am auzit că omul ăsta a fost așa de deștept că doar 10 oameni îl înțelegeau când vorbea. Când vorbești dumneata, nu te înțelege nimeni. Bucuriile noastre, chiar în urma unor complimente de genul ăsta, sunt foarte scurte, nu-i așa? S-ar putea ca în spatele unor complimente să existe alte realități care ne spulbere bucuria. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că Dumnezeu ne vrea să fim plini de bucurie. Știți care este paradoxul creștinului de astăzi? Exact lipsa bucuriei. Este un teolog care a studiat foarte îndeaproape viața Domnului Iisus Hristos și a tras concluzia din studiul vieții Domnului Iisus că ceea ce l-a caracterizat pe Domnul Iisus Hristos a fost tocmai bucuria. De aceea veneau și copiii la el. Copiii nu vin la oameni supărați, nervoși. Nu? Vin la oameni plini de bucurie. Roada Duhului a fost din plin în viața Domnului Iisus Hristos. Haideți să discutăm în această seară despre acest aspect al roadei Duhului, bucuria. Iată un citat din C.S. Lewis care a spus că bucuria este businessul serios al cerului. Este afacerea serioasă a împărăției lui Dumnezeu. It's the serious business of heaven.
Există o mare deosebire între fericire și bucurie. Acum noi trăim în America, unde prin Constituție nu ni se dă dreptul să alergăm după fericire, nu? Nu știu, că asta îmi pare că aleargă cam repede, nu prea o prindem, dar avem dreptul să alergăm după ea, nu? Să urmărim fericirea. Există o mare deosebire între fericire și bucurie. În primul rând, fericirea este externă, pe când bucuria este internă, este în sufletul omului. Fericirea depinde de șanse. Nu? Ai câștigat la loto. Mi-am adus aminte la Chicago că cu mulți ani în urmă, vrând să-i fac mai vesel pe frați la colectă, pentru că atunci când venea colecta, mai ales pe vremea aceea când eram săraci, credeți-mă, pungile alea de colectă erau cam grele, că erau monede mai multe decât hârtii în ele. Și am spus că o soră a venit la pastorul bisericii și a spus: frate, pastor, am câștigat 5 milioane de dolari la loto. Și mi-e frică să-i spun bărbatul meu că ăsta, zice, face heart attack și moare. Dumneatale, te pricep la vorbe, știi cum să vorbești cu el, spune dumneatale așa, să nu i se întâmple ceva. Și pastorul l-a chemat și a spus: frate Ioane, ce ai face dumneatale dacă ai câștiga 5 milioane de dolari la lot? Și spre surprinderea lui a spus: aș da 1 milion de dolari la biserică. Ei, pastorul a făcut hard attack, a picat jos și a murit când a auzit un asemenea lucru. E, după ce am spus asta la biserică, a urmat colecta, bineînțeles. Și imediat după colectă a venit un frate ușer la mine, zice: frate, ia uite-te pe cecul ăsta. Aveam un cec de 1 milion de dolari, scris de un nepot de-a meu, care știam bine că ăsta n-are bani deloc. Dar am anunțat că, uite, am primit 1 milion de dolari. Niște surori bătrâne: aleluia, slavă Domnului, nu o să mai avem probleme cu banii de acum încolo. Ele au crezut, săracile. Mie nu mi s-a întâmplat nimic, n-am pățit nimic, am știut că e o glumă unui nepot de-a meu. Dar bucuria, fericirea întotdeauna depinde de șanse, nu? Câți bani am câștigat, ce bine mi s-a întâmplat în viață. Pe când bucuria depinde de alegerea mea. Eu decid, eu aleg să fiu bucuros sau nu. Eu îmi las sufletul să fie inundat de bucurie sau nu. Apoi, fericirea depinde de circumstanțe, nu? Sunt circumstanțe în care ne sunt lucrurile favorabile, sunt unele potrivnice nouă, pe când bucuria se bazează întotdeauna pe Hristos, iară ca sursă Dumnezeu și darul Duhului Sfânt care naște această roadă în noi. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, bucuria s-a exprimat foarte diferit la diferiți oameni, de exemplu. Găsim oameni care și-au exprimat bucuria prin cântări și dans, nu? Au dansat de bucurie. Miriam, de exemplu, la trecerea Mării Roșii, a luat o tamburină și toate femeile au lăudat și au cântat și au dansat de bucurie că au scăpat de faraon și au trecut Marea Roșie. Apoi femeile la victoria lui David împotriva lui Goliat, nu? Din nou și-au exprimat bucuria prin cântare și prin dans. Găsim pe o logo de la Partea Frumoasă că sare, fuge de bucurie. Bineînțeles, un olog care n-a putut fugi niciodată, nu? Fuge de bucurie, exprimându-și bucuria aceasta extraordinară că este sănătos acum. Pe urmă, prin strigăte de bucurie. Mi se spune că atunci când Israelul a văzut chivotul pe care îl credeau pierdut la filisteni, când au văzut că vine chivotul, au strigat de bucurie când au văzut chivotul lui Dumnezeu că vine înapoi acasă. Apoi, întotdeauna bucuria se manifestă la oameni în funcție de, mă rog, educația lor sau background-ul lor cultural, de unde vin, în moduri foarte neprevăzute, nu? Despre magi se spune că n-au mai putut de bucurie.
Ce-o fi însemnând asta? Nu știu. Dar oamenii ăștia serioși ai cărților, a studiilor, când își pierd controlul, nu? N-au mai putut de bucurie și au manifestat bucuria într-un mod bizar, probabil, pentru lumea de atunci. Mulțimea ucenicilor era plină de bucurie la învierea Domnului Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură. Deci acestea sunt câteva dintre modurile în care oamenii își exprimă bucuria. Adevărul este că bucuria vine de la un cuvânt foarte interesant, vine de la har. Cuvântul bucurie are aceeași rădăcine cu cuvântul har în limba greacă. Har înseamnă charis și kara înseamnă bucurie. Este relația care spune că bucuria este răspunsul omului la manifestarea harului lui Dumnezeu. Răspunsul nostru la manifestarea harului lui Dumnezeu. Asta ar fi o definiție, dacă vreți, a bucuriei. Bucuria nu este, să zic așa, o creație umană specifică omului. Ea este de la Dumnezeu și Dumnezeu este o ființă bucuroasă. Dumnezeu se bucură de creația sa. M-am adus aici un verset care mie mi-a plăcut întotdeauna, am scris și un eseu despre treaba asta, care mi se pare extraordinar de frumos. Se spune așa că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Dacă vă uitați în alte traduceri ale Bibliei, nu știu de ce Cornilescu a scris că va tăcea, ci alte traduceri spune așa, se va bucura cu strigăte de bucurie. Se va bucura de tine cu strigăte de bucurie. Ma nu de puține ori Cornilescu a avut alte opinii despre anumite traduceri, anumite cuvinte, dar în Isaia 62, de exemplu, cu versetul 5, a doua parte, zice, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Extraordinară expresia aceasta. În Isaia 65, cu 19, eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului, mă voi bucura de poporul meu, spune Domnul. Bucuria este parte integrantă a personalității, a persoanei lui Dumnezeu. Dumnezeu este o ființă bucuroasă, o ființă plină de bucurie. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun o mică poveste. Când s-a tradus Biblia pentru eschimoși, nu aveau un cuvânt în limba lor pentru bucurie. În limba lor nu era cuvânt pentru bucurie. Trebuia tradus din experiența zilnică a acestor oameni și cele mai pline de bucurie momente ale zilei era când eschimoșii hrăneau câinii care trăgeau la sânii. Câinii scheunau de bucurie, dând din coadă bucuroși la hrana care li se dădea. Traducătorii au convenit să folosească această expresie pentru bucurie. Ucenicii au început să dea din coadă de bucurie, pentru că numai în felul ăsta eschimoșii înțelegeau ce înseamnă bucuria. Interesant, eschimoșii aveau câteva sute de cuvinte pentru zăpadă, de exemplu, nu? Dar pentru bucurie n-au inventat niciun cuvânt decât a dat din coadă ca și câinele de bucurie. Mergând mai departe, în al treilea rând vreau să discutăm că secretul bucuriei este perspectiva. Ce înseamnă perspectiva, nu? Să vezi departe lucrurile, să le vezi la mare distanță. Textul acesta pe care l-am citit din Roman, capitolul 5, versetele 1 la 11, se remarcă câteva lucruri importante aici. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu spune să ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, versetul 2. La versetul 3, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Și versetul 11, și nu numai atât, dar ne bucurăm în Domnul Dumnezeu.
Observați o progresie aici a bucuriei. În primul rând, bucuria vine din înțelegerea adevărului, din înțelegerea adevărului. Pavel vrea să spună aici, oamenii care se bucură nu sunt oameni care n-au necazuri, dar ei înțeleg adevărul și faptul acesta le permite să se bucure chiar în necazurile lor, având o perspectivă divină asupra realității. De ce se bucură creștinii? Pentru că ei au o perspectivă divină asupra realității. De ce Pavel și Sila pot să cânte cu mâinile legate și cu picioarele în butuci, în pușcărie? Pentru că au o perspectivă a vieții lor. Nu? Ori trăim, ori murim, noi suntem ai Domnului, ba mai mult, zice Apostolul Pavel, pentru mine ar fi mai bine să mor, pentru că aș fi acasă la Domnul și aș scăpa de toate necazurile astea la care am fost. Când ai asemenea perspectivă, când înțelegi adevărul acesta, atunci nu te mai temi, te poți bucura până și în necazurile tale. În al doilea rând, bucuria vine din faptul că avem pace cu Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 11. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Creștinul este un om cu nădejdea slavei lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu este în control. Sufletul neiertat nu poate să se bucure. Nu? Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre și de aceea el este un suflet iertat, trecutul lui este rezolvat. Împăcarea cu Dumnezeu este sursa bucuriei noastre. Noul convertit, nu? Este plin de bucurie. Noi zicem dragoste de întâi, pentru că este extrem de bucuros, plin de bucurie, pentru că a scăpat de păcatele lui. Este bucuria copilului iertat. Mi-am adus aminte zilele astea de o întâmplare de la Arad. Eram la biserica din Grădiște, biserica veche, o clădire mică, extrem de înghesuită. Stăteam la un von vreo 5 persoane, câte încăpeam pe o laviță. Foarte mulți frați stăteau în picioare în biserică și pe prima bancă din față stăteau copii, stăteau niște băieți. Erau cam răi, se coteau, știți ce fac băieții. Tot m-am uitat urât la ei de câteva ori, le-am spus să tacă și m-am ales cu un bilețel care a venit de la ei, pe care scria prostule. Nu este ușor să înduri asemenea apostrofări. M-am întors repede spre băieți și a spus, puteți să-mi dați și mie pixul ăla, că am ceva de scris. Și mi-au dat exact pixul ăla verde cu care au scris prostule. M-am întors spre băiatul ăla care mi-a dat pixul și a zis, trebuie să rămâi la urmă, că vreau să vorbim cu taică tot despre scrisoarea asta care mi-a trimis-o. Săracul îngălbenit. Era... Ceilalți, vai, cum l-a prins. Era terminat. Eu știam pe taică sau un om la care ieșea cureaua singură din pantaloni în cazuri de genul ăsta. Și ăsta a stat săracul mai mult mor decât viu pe scaun până la terminarea serviciului. A rămas seapăn pe bancă, au plecat toată lumea, el a rămas acolo. M-am dus și m-am așezat lângă el și am zis, uite, eu m-am hotărât să nu te spun, taică, tot dacă tu îmi promiți mie ceva, orice, îmi promis că nu mai scrie asemenea lucruri niciodată. Promit. Da, uite, nu te spun, taică, tot. A sărit sus, m-a îmbrățișat, plin de bucurie, bucuria iertării, nu? Un copil iertat de păcatele care el le-a făcut. Cred că am și acum un bun prieten în Grădiște de pe vremea aceea. Copilul ăla nu cred că a uitat chestia asta niciodată. Cum l-am uitat-o nici eu. Bucuria omului convertit, bucuria copilului iertat. Să te ierte tata, nu? Nu prea am avut parte de iertare. Tata avea o metodă absolut cumplită de pedeapsă, mă trimitea să-mi caut o bâtă cu care să mă bată. Ai, Doamne!
umblam prin curte, mai rupeam din gard câte ceva, nu era bună, era prea scurtă, era prea subțire, ia du-te înapoi. Mă plimba de 3-4 ori, după care nu mă bătea, mă ierta după aia, dar eram bătut bine, până la sfârșit eram bătut bine de bâta aia pe care mi-am ales-o eu cu care să mă bată. Dar când ești iertat, este bucuria iertării. Bucuria vine din faptul că avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este dușmanul nostru din cerul care stă cu microscopul pe noi, nu, să unde greșim undeva. Pe urmă, bucuria vine din faptul că vedem imaginea generală. Avem o imagine generală, aceasta este perspectiva, cei care văd de departe, nu? Versetele din Roman 5, 3 la 5 ne dau această imagine de ansamblu. Necazul, zice Apostolul Pavel, aduce răbdare. Când avem necazuri, Domnul vrea să ne cultive răbdarea. Nu? Pe urmă, răbdarea, răbdăm și răbdarea ne duce la biruință. Dar și biruința apoi ne duce la nădejde. Și nădejdea aceasta este confirmată de dragostea lui Dumnezeu. Asta ne face să vedem imaginea în general asupra vieții noastre. Apoi, în al patrulea rând, bucuria vine din faptul că suntem acceptați. Suntem acceptați așa cum suntem. Știindu-te acceptat de Dumnezeu, capeți bucuria aceea a valorii de sine, importanța, stima de tine însuți, vine din faptul că Dumnezeu te-a acceptat. Ești copilul lui Dumnezeu. Asta îți dă valoare ție, ca ființă umană. Valoarea noastră ca ființă umană ne este dată de faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că pentru noi a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când știi aceste lucruri, asta îți dă ție valoare ca ființă umană. În al cincilea rând, bucuria vine din faptul că avem nădejde în viitor. Fără speranță în viitor, nu poți avea bucurie în prezent. Lumea în care noi trăim, așa cum spunea și Adi, este o lume foarte periculoasă. Oamenii se așteaptă la rele. Lumea s-ar putea să experimenteze un nou război mondial. Și asta înseamnă suferință, necazuri, durere, mult, mult necaz. Dar speranța noastră nu se leagă de lumea de asta, de aici și de acum. Speranța noastră este legată de Domnul, de venirea Lui, de împărăția Lui Dumnezeu. Noi nu ni se poate întâmpla nimic rău, chiar dacă ne ia cineva viața. Mergem să ne întâlnim cu Domnul. Din asta se naște bucuria noastră, pentru că viitorul nostru este asigurat. Viața noastră de creștin însă cunoaște trei ucigași ai bucuriei. Trei ucigași ai bucuriei. În primul rând este egoismul nostru personal. Atunci când ne căutăm propriile noastre interese, atunci trăim mereu frustrați că alții nu ni le împlinesc, alții o iau înaintea noastră, alții au mai mult decât noi, alții sunt mai sus decât noi, alții altfel sunt decât noi, nu? Și Iacov spune foarte clar în versetele 1 și 2 din capitolul 4, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pizmuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți. Apoi mai departe, Iacov în capitolul 3, versetul 16, spunea de fapt căci acolo unde este pismă, invidie și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Omul care este bântuit de lucrurile astea nu poate să fie bucuros. Nu poate să fie bucuros. Este supărat, este nervos, este nemulțumit, este frustrat tot timpul. Nu numai egoismul nostru omoară bucuria, nu? Ci și resentimentele noastre. Avem resentimente.
lipsa de iertare ucide bucuria în inima credinciosului. Nu putem să iertăm. Te iert, dar nu te uit, nu? Și unii dintre noi spunem, Domnule, dacă m-ai iertat, trebuie să și uiți. Nu e obligatoriu, nu pot. Trebuie să ierți ceea ce nu poți uita. Ceea ce nu poți uita, trebuie să ierți. Este tocmai invers. Unele lucruri nu o să le putem uita. Sunt cuvinte, sunt răni, sunt tulburări pe care ni le-au făcut uneori frații noștri sau membrii din familia noastră. Nu putem să ștergem din minte lucrurile astea. Ele sunt acolo. Câteodată ne aducem aminte că nu trebuie de ele. Dar trebuie să hotărâm, să iertăm. Nu? Să iertăm acele lucruri, să nu mai vorbim despre ele. În Evrei 12 cu 15, Apostolul spune așa, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. În Proverbe 11, în Proverbe 11 cu 29, cuvântul lui Dumnezeu spune, cine-și tulbură casa, va moșteni vânt. Cine-și tulbură casa. Resentimente. Nu putem uita. Aduce mereu aminte. Din nou spunem și din nou spunem. La Chicago mi-am adus aminte de niște lucruri care nu pot să le uit. Înainte de a pleca spre Chicago, am primit niște telefoane. Eram în Portland. Am primit niște telefoane când cineva m-a amenințat cu moartea. Dacă vin, are un pistol pregătit pentru mine. Nu mi-a fost deloc ușor, dar atunci eram tânăr și am zis, uite, știi ceva, ar fi bine să mor ca martir, ia-ți pistolul, uite, atunci vin, așteaptă-mă. Nu m-am pușcat. Dar ani de zile, vocea aia de la telefon mi s-a părut că o mai aud când la unul, când la altul. Nu? Nu l-am prins pe ăla. Nu știu dacă a avut pistol sau nu, dar a avut gură mare. Ce să mai spun, într-o zi am primit o scrisoare în care cineva îmi zicea, păcat de tine, păcat de nevastă ta și copiii tăi, că o să muriți arși ca șoarecii în mașina voastră, avem o bombă incendiară pentru mașina ta. O să nu am mai dormit câteva nopți. E adevărat că Dumnezeu mi l-a dat pe mână, era dirijorul de cor la nostru, în perioada aceea, nu? A plecat din biserică, după ani de zile ne-am reîntâlnit, ne-am împăcat și a fost șoferul meu în vizita pe care am făcut-o în biserică unde era el. Acum a plecat din lumea asta, pe cealaltă de am îndrăzit să spun că mi-ar părea rău să audă ce am zis și să moară din pricina vorbelor mele. Dar nu este deloc ușor să auzi asemenea lucruri. Nu este deloc ușor. Și ai inclinația aceasta să ai resentimente împotriva acestor oameni. Să-i ții în minte, să nu-i uiți, să devii istoric, cum zicea cineva, iară să scoți de la naftalină, de la istorie și să mai spui odată povestea aceea. Un al treilea dușman ucigaș al bucuriei, este frica. Neliniștea, frica din inima omului îl doboară, spune Proverbe 12 cu 25. Frica aduce trei lucruri în relațiile noastre cu alții. Ne face defensivi, ne apărăm în continuu, în continuu, să nu zică cineva ceva, imediat reacționăm, să rămână imaginea noastră foarte bună. Ne face defensivi, ne face distanți, imediat ne punem distanță de cealaltă, mă, ăsta e periculos, s-ar putea să zică, s-ar putea să facă ceva. La Chicago nu m-am întâlnit cu cineva, că a avut foarte mare grijă să mă ocolească tot timpul. Când mergeam într-o direcție, eu l-am în partea cealaltă, să nu cumva ne intersectăm. Și el știa bine de ce, nu? El știa bine de ce. Punem distanță între noi și oamenii aceia. Ne izolăm de oameni care ne-au rănit sau pe care i-am rănit noi, practic, și nu îndrăznim să ne cerem iertare. Și în al treilea rând,
ne face pretențioși. Vrem să fim mereu în control. Avem pretențiile noastre, avem exigențele noastre, mai ales de oamenii care ne-au supărat înainte. În al cincilea rând aș vrea să discutăm trei lucruri care vor aduce bucurie în viața noastră. Dacă am vorbit despre lucrurile care omoară bucuria, vreau să vorbim foarte practic de trei lucruri care pot să readucă bucuria în familia noastră. În primul rând, concentrează-te spre a da și nu spre a primi. Știți că este mai ferice să dai decât să primești, nu? La box. Dacă te bați cu cineva, mai bine să-l pocnești tu decât să te pocnească el pe tine. Asta credem noi românii, nu? Că la bătaie se referă. Nu! E mai bine, mai fericire, mai mare bucurie să dai decât să primești. Cei care descoperă bucuria aceasta sunt oameni deosebiți. Bucuria de a dărui altora. Bucuria de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Este extraordinar să vezi că Dumnezeu se folosește de tine pentru a duce bucurie și prosperitate și bunăstare altora. E o poveste foarte frumoasă, o scria Iosif Trifa în broșurile lui, care le trimitea în toate satele din România. Se spune că la marginea satului era o familie foarte săracă, rămas numai văduva cu vreo 3 copilași mici, foarte săraci, foarte săraci. Și într-o seară, mama, care nu avea ce să le dea de mâncare, a prins lampa și le-a citit din Biblie. Și le-a citit despre corbul care aducea mâncare lui Ilie. Și ăla mic a sărit repede și a deschis ușa. Și era frig și era iarnă. Dar de ce deschis? Să vine corbul. Zice, n-am mâncat nimic, era foame. Ei, s-a întâmplat că primarul satului era tocmai pe acolo și a auzit discuția asta. A intrat înăuntru și a spus, de azi înainte eu sunt corbul lui Dumnezeu pentru voi. Le-a dus de mâncare și a avut grijă de familia aceea. Este bucuria aceea să fii împreună lucrător cu Dumnezeu pentru binele altuia. Nu? A da. Dumnezeu așa de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Dăruirea este bucuria omului matur. Omul matur se bucură să dăruiască. Nu? Ca părinții care sunt gata să dăruiască totul copiilor. Nu așteaptă nimic de la ei, nu? Tăiau ai noștri câte un pui, câte o găină, stăteam la masă și bunicul îți spunea că lui să-i se dea morcovi, să fierbea supa și el voia morcovi. Nu? Cel mai, da, ce carne, morcovi erau cei mai buni. Mama voia să mănânce coastele de la pui, că alea sunt cele mai grozave. Așa se împărțea mâncarea, nu? Eu nu înțelegeam niciodată. De ce? Cum le place coastele? Că nici nu-i carne pe alea deloc. Dar omul matur se bucură de bucuria celorlalți, de a ajuta pe ceilalți. El sacrifică întotdeauna, dă. Este bucuria omului matur, dăruirea. Sfatul numărul 2. Concentrează-te spre a vindeca și nu spre a răni. Descopere bucuria iertării celuilalt, a celui care te rănește și care îți face rău. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Coloseni 3:13. Vai, ce cuvinte extraordinare! Știți că vindecarea relațiilor se poate face doar iertând? Iertând?
când aud fraza din asta, nu pot ierta, nu pot să-l iert, știi ce? Știi ce spui? Nu vrei. Asta e. Nu vreau să-l iert, nu vreau să iert. Nu vrei. Nu că nu poți, nu vrei. Știi cum te-a iertat Dumnezeu pe tine? Așa trebuie să ieși și tu. Urmați pilda Domnului, spune Sfânta Scriptură. Cum te-a iertat Dumnezeu, așa iartă și tu. De aici vine bucuria. O altă sursă a bucuriei, care aduce bucurie în viața noastră, este concentrează-te asupra puterii lui Dumnezeu și nu asupra problemelor tale. Cei mai mulți dintre noi suntem foarte impresionați de necazurile noastre, de bolile noastre, de ce ni s-a întâmplat, nu? Și uităm foarte repede de puterea lui Dumnezeu care ne poate scăpa de situația în care suntem. Dar suntem întotdeauna fascinați de necazuri, de dureri, de probleme și apoi nimeni nu are dureri ca ale noastre, nu? Aproape că ne îndrăgostim de ele. Scrie Melegii ca Eminescu, mai am un singur dor. Nu te concentra asupra problemelor tale. Concentrează-te asupra puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere să te scape. Dacă te scapă, este formidabil. Dacă nu te scapă, te vei duce să te întâlnești cu El și mai bine. Nouă, nu ni se poate întâmpla decât lucruri bune, atâta timp cât Dumnezeu este Tatăl nostru și Stăpânul vieții noastre. Iată ce spune Psalmul 62 cu versetul 7. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul meu și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. În Filipeni, capitolul 4 cu versetul 4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar îți zic bucurați-vă. Întotdeauna înseamnă și când ai necazuri și când ai probleme, nu? Filipeni 3 cu 1, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Ne apropiem de încheiere și ca și concluzie, Biblia ne îndeamnă mereu să ne bucurăm, pentru că, numărul 1, bucuria Domnului va fi tăria noastră, în Neemia 8 cu 10. Bucuria Domnului este tăria noastră. Forța care ne ține, puterea de a rezista ispitelor și necazurilor din viață, este tocmai această bucurie a Domnului care este în inima noastră. În Psalmul 16, versetul 11, mi se spune că înaintea feței tale sunt bucurii veșnice. Ne așteaptă o bucurie veșnică, eternă, înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 97, versetul 11, bucuria este pentru cel cu inima curată. Psalmul 119, cu versetul 111, învățăturile lui sunt bucuria vieții mele. Deschide Biblia și bucură-te. El a făcut lucruri mari pentru mine, spune Psalmul 126, cu 3. O bucurie veșnică ne va încununa capul, Isaia 35, cu 10. Vom intra în bucuria stăpânului nostru, Matei 25, cu 21. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, Romani 14, cu 17. În El ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, 1 Petru 1 cu 8. Și ne bucurăm că avem parte de patimile lui Hristos. Când trecem prin necazuri, ne bucurăm că suferim și noi ca și Domnul nostru. Lista aceasta este interminabilă. Putea găsi sute de versete din Biblie în domeniul acesta. Dar în Domnul ne putem bucura oricând, în orice situație, rugându-ne pentru alții în încercările prin care ei trec. Pentru că Dumnezeu este cu noi, Isaia 43 cu 2. Pentru că El are un plan pentru viața mea, Psalmul 50 cu 15. Pentru că El mă va ajuta, Psalmul 43 cu 5.
Știți că plinătatea Duhului Sfânt este o plinătate a bucuriei? Când suntem plini de Duhul Sfânt, suntem plini de bucurie. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 52, ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Nu poate lipsi una fără alta. Ele vin împreună. Când ești plin de Duhul Sfânt, ești plin de bucurie. Știți că Biblia zice, bucurați-vă întotdeauna? Haideți să facem efortul să fim plini de bucurie. La societatea misionară, unde am lucrat timp de 10 ani, împreună cu soția, secretarea noastră era o americană. Și într-o zi am arătat lui Carol o fotografie din România. Primisem niște fotografii din România și am arătat și-o lui Carol. Și întrebarea lui Carol m-a bulversat total. Zice, cine a murit? Ce mormântare e asta? Nu, e nuntă. Era o nuntă în România. Toți erau îmbrăcați în negru, toți erau amărâți, toți erau încruntați. Și fotograful a prins momentul acela, a lipsei de bucurie. Nici la nuntă nu era bucurie. Ar trebui să reinventăm, să redescoperim bucuria și să ne lăsăm ca Duhul Sfânt să cultive roada asta în noi și să fim plini de bucurie și să venim cu bucurie la casa Domnului, să ne întâlnim cu bucurie unii cu alții, să aducem bucurie celora din jurul nostru. Unul dintre reproșurile care mi s-au făcut de-a lungul vieții mele este că am mai spus câte o glumă, că când vedeam pe frații ăștia așa de acri, ca și castraveții burați, necăjiți la biserică, gata, așa, mă simțeam obligat să le aduc ceva bucurie, să-i fac să zâmbească, să nu fie așa. Aduceți bucurie în casele voastre, mențineți bucuria între dumneavoastră și copiii și între relațiile de familie. Și mai ales la biserică ar trebui să se vadă, dacă ne face cineva o poză, să întrebe ce nuntă este aici, nu ce mormântare este. Bucuria este o trăsătură esențială a unui copil mântuit al Domnului care are siguranța vieții veșnice. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara asta.